directoare geodon în servicii publice. Astăzi se împlinește un an de mandat și simțeam nevoia să transmit prin intermediul noastră tuturor cetățenilor activitatea pe care am avut-o și activitatea pe care Regia Autonomă în Servicii Publice o are, ea jucând un rol esențial în ceea ce înseamnă monitorizarea operatorilor de utilități publice, utilități care, în opinia mea, oglindesc și radiografiază imaginea de ansamblu a unei comunități. În acest an, o să vedeți că fiecare dintre noastre are o mapă, o să vedeți o diferență de cifre. Dacă la 30 septembrie 2017 cifra de afaceri era de 6.462.058, ea a crescut un an mai târziu, în 30 septembrie 2018, la 8.906.001, o creștere de 38% față de anul 2017. Un obiectiv asumat în momentul în care am câștigat concursul de director general a fost acela de a dubla veniturile proprii. RASP avea un nivel al veniturilor proprii de 4%. Prin planul de management pe care mi l-am asumat, mi-am propus să dublez această cifră de la 4% la 8%. Iată că dacă facem o paralelă între ceea ce era la 30 septembrie 2017 și 30 septembrie 2018, vorbim de o creștere de 11,33% față de anul 2017. Veniturile proprii la 30 septembrie 2017 erau de 201.176 de lei. Un an mai târziu, 30 septembrie anul curent, 223.975. Sunt indicatori de performanță care trebuiesc punctați și care reflectă o eficiență în ceea ce privește activitatea la nivelul Regiei Autonome de Servicii Publice. Un alt indicator important care se reflectă în acest plus valoare generat în această perioadă este numărul sesizărilor raportate prin intermediul serviciului dispecerat, sesizări și relații publice. Așa cum știți cu toții, la nivelul RASP există acest dispecerat al primăriei. Unde, la fel, în acest decurs de un an, observăm o scădere. Interesul tuturor este ca aceste sesizări să se diminueze, deoarece există o directă proporționalitate între ceea ce înseamnă nivelul acestor sesizări și problemele pe care efectiv le întâmpină oamenii. Cu cât afluxul acestora este mai mare, cu atât înseamnă că avem o problemă în ceea ce privește eficiența actului administrativ. Vorbim de o diminuare de 7% a acestor reclamații sesizate de către cetățenii municipiului Ploiești, preluate de RASP Ploiești prin intermediul serviciului dispecerat, sesizări și relații publice, diminuare ce reflectă în mod limpede o îmbunătățire a serviciilor de utilitate publică la nivelul municipiului Ploiești.